Din zona energetică pe care o tot dezbatem, ne uităm și vedem că într-un an în care am raportat 30% din gazele pe care le-am consumat, am dat 1 miliard de metri cubi de gaze la export. 0,2 miliarde de metri cubi au reprezentat tranzitul, dar restul, cantități exportate de proveniență internă și din import. Sunt datele Transgaz pe 2021. Cine a exportat gazul produs local? Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei spune că datele solicitate de ZF cu privire la cantitățile exportate sau importate de fiecare operator în parte sunt informații sensibile, citez, din punct de vedere comercial. Transgaz transmite că nu deține informații cu privire la proveniența gazelor naturale destinate exportului care au fost achiziționate din punctul virtual de tranzacționare. Cantitățile exportate au crescut abrupt față de anul 2020, într-o perioadă în care producția internă a scăzut, iar cererea a crescut. România a încasat 250 de milioane de euro pe gazele exportate anul trecut, o sumă de 15 ori mai mare față de cea din 2020. Cum rezolvăm misterul exportului de gaze de anul trecut? Mergem la Dian Popescu, fost consilier în Ministerul Energiei. Salutare! Bună seara! Spuneam și mai devreme, am dat câteva amănunte, mai dăm și în continuare. Am importat anul trecut 3,7 miliarde de metri cubi, o creștere de 70% aproximativ față de 2020. Consumul intern a crescut ușor, producția pe de altă parte știm că a fost la un minim record. În contextul ăsta, exporturile au fost de 5 ori mai mari și nu știm exact cine a exportat gazul local. Ce posibile explicații putem găsi sau unde se rupe cumva filmul ăsta al informației și noi nu putem să le dăm de cap? În primul rând trebuie să înțelegeți, și aici este corect ce v-a spus Transgazul. Transgazul v-a spus într-un mod elevat. Firmele au dreptul să exporte, au dreptul să importe, au dreptul să tranziteze România cu gazul venit din altă parte. Faptul că dumneavoastră nu știți public în acest moment, până la urmă, este o explicație economică și cred că asta este normalitatea. Contrar lucrurilor pe care le spun și le promovez vis-a-vis de aceste legi care ne mint, dacă vă aduceți aminte ca în comentarea dumneavoastră, legea offshore, fiecare companie are dreptul să facă ce vrea cu gazele pe care le deține. Fie că sunt în contracte bilaterale luate din România și le exportă, este dreptul lor, pentru că ei își cumpără capacitate. Nu este adevărat, acum dacă vreți să vă spun eu off the record, fără să știe lumea că Transgaz nu știe cine a exportat, pentru că Transgazul licitează alocarea de capacitate, practic alocarea de frontieră, ca să înțeleagă lumea. Eu, ca dacă vreau să import sau să export gaze, mă duc la Transgaz și cumpăr capacitate de intrare sau de ieșire din România. Pe partea cealaltă trebuie să înțelegeți că firmele au cumpărat de la companiile producătoare de gaze în contract bilateral, permite legea, gaze de mulți ani, poate au cumpărat de acum 3 ani gaze pe toată producția, pe 3, pe 4, pe 5 ani de zile și are dreptul să facă ce vrea cu acele gaze. Să le exporte și să le vândă pe piața care este mai scumpă sau mai mult decât atât. Am spus-o și cu alte ocazii, sunt firme ale unor state vecine care dețin acțiuni în firmele din România și atunci statele își importă gaze. E o discuție mai amplă aici, nu se poate explica în 5 minute, dar datele care le aveți dumneavoastră sunt date corecte. Unele sunt care tranzitează România, intră pe la, în special în ultima perioadă a intrat pe la Isaccea, dar din aprilie s-a blocat Isaccea, și altele care intră prin Negru Vodă dinspre Bulgaria, Isaccea dinspre Ucraina, care vin de Rusia. De la Negru Vodă, Cardan, vin dinspre Bulgaria, dar în general tot dinspre Rusia, poate vină și din Azerbaijan pe Transsanatoria Pipeline, dar, sau pe conductele de interconectare între Grecia al LNG, dar în mare vin tot din Rusia, intră pe Nord Stream și tranzitează România spre Ungaria, Austria. Asta este realitatea, trebuie să vă învățați cu ea. Mai mult decât atât, pot să vă spun că legea offshore care s-a dat cu atâta pompă specifică clar că firmele producătoare din Marea Neagră de gaze, cele care exploatează gaze din Marea Neagră, poate își vândă gazele cu orice preț și oriunde în lume. Deci le poate scoate din Marea Neagră, tranzitează România cu ele și le vinde pe bursa din Bogart sau mai mult decât atât, în Austria
sau în Ungaria sau unde văd ele. Nu există nicio lege astfel încât să oprească sau să condiționeze vânzarea lor pe bursele românești. Bun, am înțeles că este normal, pe de o parte, să existe niște cifre și niște date pe care să nu le știm noi public. Am înțeles că este normal ca anumite cantități să fie negociate din trecut, de acum câțiva ani de zile, poate. Ce nu înțelegem aici este dacă statul ar putea cumva sau are anumite pârghii. Bineînțeles, ați spus, legea nu spune nimic despre asta, dar statul și-ar putea crea niște pârghii încât dacă situația va deveni mai problematică, să avem totuși un pic de control asupra gazului pe care îl producem și să nu plece pentru a-l importa ulterior cu un preț mult mai mare? Nu. Nu există nicio prevedere legală în acest sens, deși eu am cerut public de foarte multe ori în momente de criză. Noi care suntem și producători de gaze, cel mai mare producător după Norvegia din Europa, a trebuit în momente de criză să aplicăm soluții de criză. Nu știu de ce nu se adoptă o astfel de lege, sunt anumite interese, deci practic la ora aceasta, numai în cazul în care există stare de urgență. Și cine definește starea de urgență, nu știu, dacă mă întrebați pe mine, numai în caz de război poți să îi impui să declar stare de urgență sau de cine știe ce calamități uriașe ca să declar stare de urgență pe teritoriul statului român și să blochezi exportul. Atâta timp cât nu există stare de urgență și, Doamne ajută, sperăm să nu existe această stare de urgență, că înseamnă lucruri nefericite pentru România, fiecare producător, importator, trader, vinde gazele unde vrea. România nu poate beneficia de gazele interne, așa cum credeți dumneavoastră. În regulă. Bun. Poate vom găsi și modalități prin care să controlăm un pic piața asta. Până atunci, mergem un pic mai departe.